Organizația Femeilor Antreprenori din România a organizat la Târgu Neamț o conferință de presă în care s-a discutat despre aportul tinerilor la viitorul țării. La această conferință au participat și personaje politice importante care și-au arătat susținerea în dezvoltarea profesională a acestora. Suntem aici pentru a vorbi despre tinerii care vor face România așa cum ne dorim noi. Organizația Femeilor Antreprenori din România a organizat la Târgu Neamț conferința națională Tinerii, o soluție pentru România într-o perioadă a crizelor suprapuse. La această conferință s-a discutat despre viitorul tinerilor români, despre modul în care aceștia vor avea acces la educație și pe piața muncii, dar și despre ajutorul lor pentru ideile antreprenoriale, pentru care ar trebui susținuți. Vrem ca ai noștri copii să rămână în țară, să aibă parte de educație, să aibă parte de acces la piața muncii și, bineînțeles, să simtă că în România este un viitor. La conferință au participat și persoane importante din politică. Marius Budei, fostul ministru al muncii, a prezentat o finanțare disponibilă care se ridică la 56 de milioane de euro pentru tineri. Acest proiect are ca scop de a face interesant învățământul profesional și tehnic, îndemnând tinerii să se îndrepte spre meseriile tehnologice după finalizarea studiilor. Și deputatul european Carmen Avram a vorbit despre câteva aspecte. Aceasta a adus în vedere problema producției agroalimentare și cea a schimbărilor climatice, menționând că tinerii sunt cei mai potriviți pentru a gândi noi soluții prin care pot revoluționa agricultura românească. Aceasta a menționat că noua generație de fermieri este foarte importantă în viitorul României și ar trebui să primească un grad sporit de atenție și interes.